TBI 2024. Haideți să trecem la un următor capitol. Și pentru că cineva întreba, raport pinioane 45 14 din fabrică și în cutie avem 13. Deci 13 45 recomandat de KTM. Aici să deschidem la filtrul de aer, foarte ușor se deschide, alt filtru de aer, altă formă, nu mai potrivește cel de până acum, se vede semicadrul de aluminiu, pare să că avem mai mult spațiu, deci un airbox mai mare, farul, am observat că se desface foarte ușor, desfacem doar șurubul, puțin. Și voilà, se fără afară. Aici avem LED-ul, alte mufe. Încă chestie nouă, complet, deci nu va mai potrivi. Cea veche, scărița, așa arată. Nu știu ce să zic, dacă e mai bună sau nu decât aia veche, dar pare mai lată. Nu știu pinii ăștia dacă vor fi la fel de bun, vom vedea. Diferențe consistente, deci adio rezonator 2023. Uitați-vă și aici. Prindere este tot diferit. Nou buton de pornire. Deci așa pornește. Și așa poți să iei contactul definitiv. Destul de ingenios. Pare și bine protejat. Nu mai poți apăsa accidental. Odată ce l-ai pus în poziția asta, aici are click cu revenire. Interesant. Încă o noutate absolut importantă. Furca față, suspensia față are în sfârșit cartușe incluse, ceea ce cu siguranță va aduce un plus de calitate